era Adriana cu Alex, Georgiana cu Nicușor, tu cu Ana. Nu vorbesc, eu vreau să plec, lăsați-mă. Da, scuză-ne, sunt pe internet. Alex plângea pe stradă pentru Adriana, hai din club să o văd pe Adriana, și când a ajuns în club stătea cu Ana. E urât pentru o fată să meargă la hotel cu un băiat. De ce nu vă duceți acasă? Toți cei ce au încălcat regulile vor fi dur sancționați. Nu mai țipa la aia, că aveam la microfonul în casă. Acum o lună, Georgiana, când am filmat și a zis că o să te înțepe el și apoi și George. Deci, nu mă poate să vorbesc. Când ceva, cine a spus? Vezi cum vorbești, cum le-ai zis, nu mă zine, că aveam microfon, să-ți fie rușine. Ce nu mă... Ai vorbit și ai spus lui Ralf. Vezi cum vorbești cu ea, că nu ți-am înjurat-o pe asta. Vezi cum vorbești tu cu mine, că m-ai înjurat de 15 de ori. Ascultă-mă să spun exact. Înainte să avem, am avut și o ședință odată, că mă ia tremurat de nervi. Ia zi, hai! Și erai aici pe canapea, te certați cu Nicușor și era George lângă tine. Tu erai aici unde stau eu și George era lângă tine. Și ăsta așa a vorbit de tine, în spatele tău. Și eu nu știu, mie și lui Ralf. Georgiana, vezi că am avut... Georgiana, suntem filmați, am avut microfoane... Deci tu nu da vina pe Ana, eu vorbim cu Ana la... Doamne, ferește, am schimbat trei mesaje cu Ana după 12. Tu i-ai spus lui Radu dinainte. Tu te mă că mi-ai spus tu unde sunteți cumva? Nu! Nu, nu ți-am spus unde sunteți! Asta ce să mă explică, Nicușor a spus! Nu, dar nu eram. Era chiar la început, când am ajuns acolo. Asta faci tu, Ana, tu îmbrâniți pe toată lumea. Tu îmbrâniți, vrei să-ți faci materiale cu toți. Nu i-a trimis cu toată lumea, nu a trimis cu toată lumea. Asta face Ana. Doamne, băi, am vorbit la doi. Arcă ca pe cadavre ca să vară pe ei. Asumă-ți ce vorbești prima dată. Nu pot să mă opresc pentru ce... Asumă-ți ce vorbești și sun. Tu acuzi fetele astea că au fost să se distreze. Eu mi-am asumat club și fac. Ești voara stricat, oprește-te puțin că... Dar ce mai grav? Deci, mai grav? Ce au făcut eu, fetele astea? Doamne, dar nu m-am luat o secundă tu? Eu de fete, mă ascult. Sau ce ai făcut tu că ai venit de ți-a luat bărbatul? O să vorbesc, păi mă las la hotel două zile, nu, să faceți dragoste acolo. Da, mă, e deranjată. Domnule. Și acum vine și mă atacă pe mine cu lucruri care nici măcar nu sunt adevărate despre ce vorbim. Pot să vorbesc și eu sau nu? Pot să vorbesc și eu sau nu? Te rog. În primul rând, n-am acuzat fetele. Eu am vorbit decât cu Daniela. Nu, am vorbit doar cu Daniela. Nu, i-a spus lui Nicușor. Radu l-a făcut în toate felurile. Lasă să vorbesc! Eu am spus în felul următor. Nicușor o acuza pe Ana că mi-a trimis mie sau lui Radu videoclipuri. Nu e adevărat, mi-a trimis un singur videoclip. Mi-a trimis, lasă-mă să vorbesc, ai vorbit. Vorbim pe rând. Da, hai vorbește. Mi-a trimis un singur videoclip la ora 12, când eu i-am scris și am întrebat-o ceva. Okay. Dacă ați ajuns sau ceva de genul. Da. Și mi-a zis, da, am ajuns și mi-a făcut un video, dar nu, nici măcar n-apărea, nici măcar ea, nimeni. Tu i-ai dat mesaj, Ana, și tu ai pus-o să trimită un video. Nu, n-am pus-o, Ana, nu mi-a trimis nimic cu voi. Păi, dar și dacă i-a trimis sau nu, dacă i-a trimis sau nu, ce relevanță are? Toată lumea știa că suntem la normal. Dacă spune ce relevanță are. Lasă-mă să vorbesc, că tu mii și te vedeți pe fată. Dacă faci cu mâini așa, tu mii de... Ana și-a făcut planurile cu ăștia doi. Dacă a fost certă în emisiune să vină să vorbească toate chestiile astea. Acum că noi ne-am îmbătat pe la club și ne-am făcut acolo de rest. Dar niciodată, nu-i adevărat. Eu nu m-am luat de fete. Eu acum când am zis de asumat. Cu cine mi-am făcut planul? N-auzi cu mine și cu Radu, ca să vezi cu cine ești la club și tu. Noi nu vorbim de două.
două săptămâni nici măcar nu ne salutăm, dar noi ne-am făcut plan. În loc să vă distrați de regulion, stați ca să faceți la noi, să vă chemați până pe altul să faceți subiectul emisiunii. Lasă-mă, Nicușor, că tot vorbim. Și de-aia ai și trimis anumite videoclipuri ca să fie aduse aici anumite persoane. Hai că aduc telefonul, să vedem dacă eu i-am trimis. Păi, dar tu crezi că oi fi fost... Hai, mă, că nu se pot șterge. Exact, tu crezi că nu mai fiți așa, jur. Deci am trimis doar când eram de la mulțime. Turnătoarea. I-ai trimis cu toți, Ana, i-ai trimis cu toți din club. Nu am trimis. I-ai trimis. Hai, mă, Georgiana, pe bune, o crezi pe Ana? Păi ne-am născut ieri, ne-am născut. E ca și cum ai zice că îl crezi pe Codruț, știi? Ana, Codruț. Zero credibilitate. Dar și așa pentru că mine nu la să fel, vă doar că... De ce? Știu de ce. Tu cu, da, tu cu Adelina sunteți BFF. Da, hai că o cred dacă e. Da. Tras de sânge. Când știu foarte bine că unii își dau viața pentru subiecte, așa că nu... Eu cred și am impresia că după ce ai plecat de acolo ai fost tu cu ei la hotel până la urmă. Cu Radu și cu Adelina? Da. Între ei? Mamă! Da. Mi se pare atât de irelevantă discuția asta de cine pe cine a luat. Pe mine că am la doar ca să apăreți. Deci, sincer, în momentul ăsta chiar de asta vorbim. Vrei să faci ce te faci și tu, nu? Da, da. Dacă ați simțit ție gura că vă faci de treaba, da. Ca să nu mai apar tu, păi ai zis de 10 ore, Daniela, nu se prește. Pe mine nu mă deranjează. Nu mă deranjează, ferească Dumnezeu că au fost ei la hotel. Asta am zis. Nu mă deranjează, dar mă deranjează că vine și inventează că am făcut noi cine știe ce, că ne-am îmbătat. Păi oricum, băi frate, oricum poate să inventeze până mâine, că nu mă interesează. Tu știi ce ai făcut. Eu știu ce am făcut. George știe, Beatrice știe. N-ați făcut? Nu ne interesează. N-ați făcut? Am băut două pahare și am dansat. Atât? Ia vezi cum vorbești. Ia vezi cum vorbești, Adelina. Și vorbesc cu Nicușor, nu cu tine. De ce am leșinat eu de la băutură? Vezi că râdeau și ele de tine că te faci. Ai avut un atac de panică. Daniela a băut un pahar. Georgiana a băut un pahar. Beatrice un pahar. Adelina un pahar. Eu n-am băut deloc, Nicușor. Eu am băut numai apă. Cine a râs de mine? Suntem bărbați, două, trei pahare. Nu văd unde-i problema. Cine a râs de mine? Atunci, ăia care au râs de atacul meu de panică, să vă dea Dumnezeu după inimă. La toți. Când dansa la spatele lui Ana, după aia când dansa în față, și ăsta stătea așa și făcea numai așa la spate. De unde știu? N-avem de unde să știu, mi-a arătat Alex. Și mi-a și spus chestiile. Când a venit la hotel, că l-a luat în brațe, știam tot. La Papo Braz, are clip pe telefon când l-a Papo Braz. De unde le știu pe asta? Mi-a arătat. Nu, ăsta la Ana în telefon. Nu are. Ana! Ai tu vreun clip în telefon când îl pupă Alex? Sau are Alex un clip în telefon când are îl pupi tu pe el? Aici Alex pe braț. Uite, a zis Băi. Răzvan. Ce are? Ascultă-mă Alex un are un clip. Eu când s-a trezit pe Alex. Gură. Când s-a trezit Alex. Nu pe gură, pe obraz. Pe obraz, pe obraz, pe obraz. Când s-a trezit Alex, Alex era și are, nu? Da. Uite, ascultă-mă. Când era Alex lângă noi, a scris Alex mai. Ana i-a și scris dimineața. Alexu, tu ce faci? Ți-a adus aminte geluțul? Când da. Alexu, tu cum ești? Dimineața, lasă vrăjala că el m-a sunat dimineața. Alexu, ce faci, cum ești? Jur. El m-a sunat. Că nu mai stau de azi. Ia spune, care a fost treaba? Mi-am stop asta pe cap. Doamne, ferește, dar nu l-am sunat nici măcar o dată. De asta, disperată ce ești, nu o să stea. Bă, că ești Pe am zis de disperată ce ești, mă. Eu și vorbesc ăștia de nu l-am sunat nici măcar o dată. Te cam bufnește râsul, Codruț. Doar spuneam. Păi da, că minte. Păi nu am zis că de disperată ce ești. Nu l-am vorbit alaltă, era de ferice, era de ferice. Duet cu ea. Ieri, de când v-ați trezit, ați vorbit cu ea la telefon. Duet? Da, păi n-ai avut cumva ceartă cu Naba? Pe tema asta, cu TikTok-ul? Și de ce a dispărut TikTok-ul ăla? Vezi că râzi, n-am pus TikTok-ul. Nu l-am pus. Da, nici măcar nu știam la ce facem duet. Auzi, cum era? Auzi, Codruț, cum era? Adriana cu Alex, Georgiana cu Nicușor, tu cu Ana. Nu vorbesc, eu vreau să plec, lăsați-mă. Da, scuze. Logic. Sunt pe internet. Sunt pe internet. Acum nu mai vorbești? Continuă discuția cu Ana. Sunt pe internet. Păi da, sunt pe internet, că de-aia le-am văzut. Te deranjează adevărul? Nu știu cum să zic. Lăsați. Te bate Naba când vine. Vorbiți. Te bate Naba când vine. Dar nu că plec eu, nu vine. Atunci ok, te bate când vă vedeți. Bă, i-a spus ăsta lui Alex: "Bagă-te tu pe Ana să nu se vadă că eu mă bag cu Ana, dar de fapt las-o că bine. Ajunge la hotel." Alex, s-a băgat amândoi pe Adriana. Alex s-a băgat să ne vezi pe Adriana. Tuțu, poți să continui dacă vrei. Ca să-l acopere pe ăsta. Am stat cu Ana. Am vrut eu vorbă cu Ana sau vreo ceva. Păi da, ai vorbit. A spus că l-a chemat pe Alex pentru Adriana și ba da, de dansa cu ea ai dansat. Ba da. N-am dansat. Cu Ana. Da, ai dansat, o l-ai în brațe. N-am dansat. O l-ai în brațe, ba da. Eram lângă Adriana aici pe canapea și Ana era cu Alex în partea cealaltă. Ai luat-o în brațe pe Ana, am văzut eu. Am văzut că o luai în brațe acolo. Nu-ți merge. N-am dansat, știu tot ce a fost. Eu stăteam lângă Pazic și Adriana, am stat lângă Adriana și Ana dansam în partea cealaltă. Nu poți să scoți.
Ați făcut schimbă? Eu abia aștept să termin. Nu, dar nu-i a zis Alex. A vorbit cu Adriana. A zis Alex că ați dansat. Ce? A zis Alex că ați dansat. Cine? Ați avut un moment în care ați fost amândoi și ați dansat. Alex Mes. Auzi? Minte? Alex nu și-aduce aminte că a dansat ieri și ai impresia că și-aduce aminte că a dansat cu clipurile, nu? Clipurile le are toată Ana, o telefon. A, nu știu. N-avea de ce să mă mintă. Prea bine că la un moment dat am dansat. Nu mai mă legați pe Codrus că ia bătaie. Eram lângă voi în partea asta și erau pe partea cealaltă. Lasă-mă că nu-ți face nimic. Lasă că nu a dansat. Că după aia e bătaie, da. Bătaie, auzi tu. E milă de tine. Auzi că nu-i oftica. Nu te mai vreau, go away. Nu te mai vreau. Auzi, bă, vezi că erai în club și s-a auzit la toată masa ce ziceai pe acolo. Când era naba, auzi, Codruț? Duțu, zi tu, că nici măcar nu m-a băgat în seamă. Codruț, când era naba, nu mai vorbeai cu Ana. Acum când nu mai e naba, vorbeai cu Ana. Dar nu vorbesc cu voi. Dar cum, vorbeai cu Ana? Dansa cu Alex, după venea la mine și zicea că vă tot îi plac sau ceva în genul, nu mai știu ce zicea. Că se auzea, unde George? Vrei să nu zic eu de unde fapt, George? Care a fost conversația unde noastră? George? Vrei să nu zic eu de fapt? Zic că George, că era George de fapt. Mătălește-te! Mătălește-te! Spune-mă ce se zică! Spune-le, spune-le, aici, ai mai dai un semn? Cine? Ai mai dat în mine, acum vrei să spui subiectul că ați fost la hotel de câteva ori. Te mai pinge pe aici să-ți dea un semn? Da, păi eu ce zic? Georgiana a dat-o pe la urmă cu Nicușor. Dovedește! Ce? Iar te-ai zis? Aduceți camerele! Dovedește! Ai cuplul lunii, când vine cuplul lunii? Stai liniștit. Ți-e frică că o să ai concurență? Nu mă bătează nimic. N-ai șansă să-mi faci concurență, că mă votează. Asta e grija ta. A, deja ți-ai plătit oamenii care să te voteze? În taxi eram... Am leșinat de 3 ori, cred. De 3 ori și ultima oară chiar nu... Păi nu, când Georgiana mi-a zis că am leșinat de mai multe ori. Eu nu știu, știu doar că nu puteam să res... Adică era o scenă... Zâmbind? Da, frate, jur, deci ne-ai speria maxim. Doamne ferește. Păi Doamne ferește, exact, a fost de Doamne ferește. Da, chiar da. Jur. Nu știu. Da, ce s-a întâmplat? Nu, s-a întâmplat că voi doi vorbeați despre el. Aia s-a întâmplat. Ți-ai pus microfonul la dinte? Doamne, se aperează, nu e vorba de curaj. Dă-ți-l mai în spate, Charlie Chaplin, că te auzi prea tare. A, mă, du-te, du-te, fratele meu. Du-te, că te bate lumea pe stradă. Ești un expirat. Auzi? Când mai folosești, auzi, când mai folosești alcool, vezi să nu te mai bată lumea pe stradă. Ca idee. A, fratele meu, stai liniștit. Măcar, nu, măcar eu nu stau închis în cameră ca când tine, te mai duci fratele cu prietenii, mă, când te mai duci cu prietenii. George, e bine, n-are nimica. Unde vezi tu bătut, fratele meu, unde? Auzi, când te mai duci cu prietenii, să-i legi cu un las de tine. Bă, dacă ei sunt fetițe și fug, fratele meu, dacă ei sunt fetițe, că se știu care sunt fetițe. Ai buza spartă. Unde, fratele meu? Ia. Da, nu fai cum. Arătați. Bă, da, nu pe grup, omule. Valoare. Conversațiile sunt pe grup. Măcar eu am se îngrijorează oamenii. Măcar eu am bunul și eu nu cum. Eu nu mă știu prea mult ca tine, fratele. Ai zis Charlie Chaplin? Mesajele pe grup cu mai zi o dată Charlie Chaplin. Măcar ai conversațiile pe grup ca cu George. Eu nu pun niciodată de scandalul. Da, m-am apucat, eu recunosc cu fața întregii lumi, m-am apucat. Spui tu mie cu ce minte, Radu. Da, nu, eu nu stau închis în cameră, fratele meu. Și care e problema dacă stau închis în cameră? Păi tu ești o femeie, ești o... Nu stau cu tine, bă, drojdie, păi vrei să mă, să mă asocieze lumea cu Fontele Dracula, mă? A rămas tot în picioare, bă, a rămas în picioare. Dacă mă asocieze lumea cu tine, o iau raznă, mă, inegul. George, că tu la hotel stai aici, n-ai curat să vorbești cu păcoșatul. Dacă era la scandal, fuge ca o femeie, fuge ca o femeie. Și nu numai tu, persoane de lângă tine, bă. Tu ai bodyguard? N-am nevoie, fratele meu, n-am nevoie de bodyguard. Bă, ăsta n-are mă curat să mă lași. Eu am curat să mă apuc cu oricine. N-are curat să vă lași. Bă, uitați la voi, Stan și Brad. N-are, păi ce să vorbească în toate. Despre ce vorbesc? Lume. Bă, culegeți și acum, nu mai vedeți la televizor. Aici ai curat să vorbești cu el. Aici ăla e la mișto, dar în afara competiției nu vorbești cu el. Ți-e frică de la hotel. Vezi că a fugit. Prietenul lui când șola, prietenul. Ai curat să te bă, ăsta, ăsta plecață, plecață înainte, fratele meu. Și nu mai, bă, nu mai zice tu balii verde. Vezi din același pahar și pui și la probleme. Că eu nu mi-a luat, nu mi-a luat nimic, ca să știi și tu. Bă, tu nu mai vorbim cu mine, zici că ai trei pești în gură. Nu mai vreau, fratele meu, lasă. Vreau să știi și eu cum vine treaba asta, nu vreau să fiu asociat cu George, dacă tu l-ai ironizat pe el de o lună. Ce vorbești cu dinții aia? Zici că mănânci mă măligă. A, că și dinții mei sunt drept, scuze-mă pe mine, viața mea. Vezi că ai 63 de dinții în plus. Bă, frumoșilor!
ești perfect. Frumoșilor, calmați-vă. Și toată lumea are cât un defect. Sunteți toți la fel, din strâmb și ce mai aveți voi. Păi o femeie, mă, doar de tatăl ăsta, când apare nu știe vasele. Uitați-vă la creier, o să Alex, prin glum. Când l-ai văzut pe Georgica la artă pe Old Tide, chis în cameră, ți-e frică că te bate ăsta de ce vorbim. FM! Și acum faci mișto de el, ești aici în emisiune. FM! E și tu cineva în emisiune. Cine să fie, mă? Cine să fie? E și tu cineva. El are, are grupul lui care susține atâta. Care consătenilor, consătenilor, voi vorbiți cu mine de frică? Păi. Cu mine de frică? În afara emisiunii. Păi vă bat emisiunii. Într-o cameră și vă bat... Hai să te vedeți! Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.